Salutare tuturor Rustic Slider și bine v-am găsit la un episod ceva mai special. Astăzi o să jucăm mai exact un puzzle map. Ce este acest puzzle map? Este că trebuie să faci niște lucruri interesate în Minecraft. De exemplu să te gândești foarte mult. Cum eu nu am foarte multă minte, haideți să vedem ce o să iasă. Puzzle map-ul se numește Room Escape sau Room of Escape 3, ceva de genul. Și v-aș ruga să nu ezitați să apăsați butonul de like dacă doriți cât mai multe puzzle map-uri de-astea nebune. Și haideți să vedem ce putem face. Cred că o să putem să despărțim episodul în două părți. Am spus să reglești o facecam-ul. O să împărțim episodul în două părți sau într-una, sau vedem. Haideți să vedem care este treaba și la ce ne poate pune acest puzzle map. Prima oară avem un redstone. Can be scalpel, can be placed on stained clay. Adică poate fi plasat pe clay. Am deschis prima ușă, welcome to, vedeți aici, Roomscape 3, o să găsiți mapa în descriere ca de obicei. Sunt singur că este, pentru că este o oră cam târzie. Vedem ce e aici, foarte frumos, cred că trebuie să duci aici. To win you must progress all the rooms. Ca să câștigi trebuie să progresezi toate camerele. There is a reward at the end. Redstone can be placed on a... De aici, într-un chest nu e nimic. Oh my god, ce mindfuck e. Mindfuck adică te zăpăcește cap. Hai să vedem. Trebuie să dezactivăm toate leverele și să activezi această torță minunată. Până acum e foarte ușor. Hai să vedem aici ceva. Adică că ne trebuie un restom de aici. Din care treaba, ce trebuie să facem și aici. Oh my god! Cum am făcut asta și nici măcar nu știam ce trebuie să fac. Dar mi-am dat seama foarte rapid pentru că am mai jucat eu niște hărzi astea înainte și îmi dau seama că trebuie blocul ăsta pus aici să activeze asta. Ca să aibă o legătură, vedeți? Nu avea nicio legătură, nu se lega cu nimic. Mi-am dat seama, dar să vedem mai târziu care e treaba. Că o să apară oameni, o să spună: bă, eu fac în 5 secunde, bă! Și nu e chiar așa. Pentru că vin doar să dea mari, să iasă în evidență și toate să pară clown. Can break dirt. Vedeți că scrie pe el? Trebuie să fim foarte atenți ce fac aceste sticuri. Putem să spargem dirt cu el. Foarte frumos. Can break cobblestone. Ăsta poate să spargă cobblestone. Pentru că suntem în game mode 2. O să vă arăt că nu poți să spargi cu mâna. Imediat. Vedeți? Nu poți să spargi cu mâna nimic. Și aici ăsta wooden planks. Avem 3 bețișoare, ați văzut acolo. Și scrie pe fiecare. Can break dirt, adică poate sparge pământ, blăni și cobblestone. Acum nouă ne trebuie să spargem blana asta. Aș vrea să fac cu Rafael, dar din păcate i-am zis doar Rafael astăzi. Bă, Rafael e filmul și a zis, bă, nu pot, mă doare purta, nu știu ce, era bolnav. Și așa ceva. Can be placed on lapis lazuli block. Puteți să-l întrebați, o să-l întrebe în următor episod. Hai să vedem aici. Ce e asta? Oh my, uite, dispare, what the fuck? Nu mai văzut așa ceva în viața mea. Ce e asta? Și mi-a dat ceva, un butonaș. Ah, mergem înapoi. Și mai avem o ușă aici. Bă, în 4 minute cred că o fac pe toată. Look down, ok. Înțelesai. Deci aici este un ăsta verde. Aici este un buton. Și văd că, ce se face? Se schimbă. Deci dacă stai să te uiți așa, fiți atent ce mișto e. Dacă stai să te uiți așa, nu sunt culori. Dacă te uiți așa, trebuie să ții minte roșu și roșu. E foarte grea. Mapa, vedeți, mă chinui foarte mult. Și aici ce e galben. Nu știu, îmi place de mor mapa, ar trebui să dați like dacă nici asta nu vă place. Ceva nou, aș ceru ceva nou, las ceva nou. Așa, și ce am activat? What the fuck, activai ceva pe aici, dar nu știu ce. Ok. Oh my god, închizi ușa în nas. Și?
Așa, și nu înțeleg ce. Care treaba? Aici? De aici veni. Oh my god, sunt camerele astea micuțe și la fel și nu înțeleg ce trebuie să fac. Eu nu mai știu unde eram. Ok. Aici ar trebui să fie, look down. Aici am fost. Oh my god, aici e o cameră. Am fost aici? N-am fost. Oh my god, unde parcurs de ăsta jigos. Fuck, nu merge. Trebuie să stai cu picioarele pe aia. Oh my god. Pui de capul meu. Oh my god. Nu înțeleg. Oh mamă. Și cum să fac? Deci trebuie să o iaș. În sfârșit. Ce s-a deschis? Bă, nu pot să mă... What? Ah, sunt pereți invizibili, what the f... Bă, da, bun să mă... Nu mă... Oh my god, aici cred că... Ah, trebuie să calci pe pressure plate. Oh, nu... Aoleu. Fuck! Oh my god! Mamă, ce grea e! Mă! Oh my god, e mai grea decât pare, vă spun sigur. Înnebunesc! Doamne, cât de stresantă e! Nu vă imaginați cât de stresantă e partea asta! Mă, cum ating eu pressure plate-ul? Ce-am făcut? Oh my god, ați văzut aia! Cum am făcut? Unde sunt mâncați aia și gurata? Oh my god, Marius, unde am ajuns? Ok. De aici am venit, aici. Oh my god, ce e asta? Nu mai sunt niciodată de aici. Ok, dreapta. Așa. Și mă dă-te înapoi, și ce e asta? Ah, dă-te un lever, what the fuck? Ok. Nu înțeleg să-i ce foaia, dar mă rog. Și avem, can be placed on diamond block. Ok, unde diamond block-ul? Aici. Can be placed on stained clay, adică să îl punem pe stained clay. Ok. Și? Wow, ce deștept sunt. Îmi vine să... Bă, nici eu mă uimesc, pe bune. Chiar n-am jucat mapa și eu mă uimesc. Oh my god, iar cu de-astea. Ok. Oh my, iar teleport. Mi-a făcut mintea praf. Te teleportează în același loc să te încurci, înțelegeți? Hai mă, marș. Fuck! Pe bune? Vard aici, numai. Hai că intrăm și pe aici.
Cred că e aceeași camera mea. Oh my. Ce s-a făcut? Un bedrock. Aha. Așa. Și mergem aici. Sper să mai vrei să mai facem mape de-astea, pentru că sunt foarte epice, mie îmi place. Oricum o să filmez amândouă episoadele astăzi, sau unul. Depinde cât de mult durează. Ok, și... Ce s-a deschis? Nu înțeles să-i. Nu aici? Aici? A, jos, cred. Da, jos, ceva cu semne. A, scrie ceva. You make it halfway, you have... To made it halfway, ok, you make it. But you are back where you started. Oh my god, să mă duc înapoi. De unde am început? Ok, nu înțeleg. Ah, e o cameră aici. Oh! Mamă, de ce nu mă lași? What the fuck e mindfuck? Ok, hai să vedem. Ce vrea asta de la mine? De ce? Aici a fost să-i? Vedeți că mi-a luat toate alea din inventar? Oh my god, really? Bă, uitați ce mindfuck, îmi vine să cred că e așa urâtă. Nu înțeleg care e treaba. Nu pot să sparg. Nu pot să sparg. Deci până aici pot să merg. Haide să ne gândim, care ar fi treaba aici? Nu înțeleg, ori trebuie să faci labirintul ăla idiot, care nu înțeleg ce rost are. Ce fac inventar, n-am. Ok. Bă, ești nebun, ce mindfuck. Ok, scrie ceva pe aici, habar n-am. Sometimes turning back, it's your best option. Bă, uitați ce-mi face un minigame de ăsta. Foarte mult de gândit, nici la ora de matematică nu mă chinesc atât. Mă dă înapoi, nu înțeleg de ce. Și trebuie un pressure plate să deschid ușa aia. Aici ar trebui să fie soluția, cred. Ok, haide să o luăm logic. Partea cu scara în partea stângă. Nu merge. Partea cu scara, cum stai cu fața la scara în partea stângă. Acum în partea dreaptă. Nu. Oh my god. Dumnezeule. Deja încep să te dau în disperare. Poate n-a... Nu înțeleg. De ce nu merge? Un bun. Hai că oprim aici și ne reîntoarcem foarte rapid. Văd eu ce trebuie făcut și revin. Ne-am reîntors, habar n-am.
Nu știu ce am făcut aici. Am mers așa, pac, pac, pac. Și am dat o cameră acolo. Cum am făcut, mă? A zis acolo și am dat o cameră. Nu știu cum am făcut. Trebuie să mergem în față și în spate pe căcatul ăsta și se deschide o cameră aici. Nu știu dacă mergi, dacă merge așa, dacă vii din camera asta și mergi așa drept, o să vedeți, te teleportează, vedeți? Dar trebuie să faci o șmecherie aici. Pac, pac. Știam eu că trebuie să faci ceva aici, că altfel nu erau astea, vedeți? Una sus și una jos. Faci așa ceva și te lasă să te duci într-o cameră. Mi-a dat un pressure plate foarte frumos. Nu, mi-am dat seama după ce am oprit, după câteva secunde. Chest is locked, chest is locked, chest is locked, chest is... Uite, avem chest key 1. Cred că ăsta e cheia 1, nu? Cheia 1, key, key 2, key 3, key 4, tot așa. Bun. Aici, cred că trebuie să le luăm pe toate la rând. Un redstone. Perfect, ce faci cu el? A, trebuie să găsim 3 redstone-uri ca să se activeze cu torța. O să verificăm cu toate chesturile cu cât o cheie. Am o presimțire că ăsta de jos e. Și mai e unul. Cu ce cheie acum cu asta? Un cu asta. Încă un redstone, perfect. Hai să ne grăbim să terminăm mapa. Și acum cu asta. Ok, ăsta ar trebui să fie mai ascuns. Vedeți ce am zis? Fiecare cheie are un redstone. Și suntem șmecheri. Ok, ce asta? Aha. Ok. Aici în față, până la ultimul bloc, e verde. După dreapta, după stânga. Așa. Oh my god, e chiar rău. Doamne, ești piciorul să mă bag. Doamne, ești piciorul. Mă, că-l facem ala, da, la fiți atenți aici cum se face. Bă, îl făcusem. Ok, hai că-l facem ca la carte. Bă, mereu mă încurc acolo. Hai frate, cum? Păi și nu se deschise poarta. Mușc. Bă, glumești. Ok, acolo la ultimul. Așa. Bă, bă, bă. Nu trebuie să te duci la ușă. Bă, tâmpit sunt. Ok, uite aici. Că reuși să fac. Trebuie să ieși la pressure plate, what the fuck, Marius? Ok, care treaba? Avem un crafting, 10.000 de bețe, ok, și ne umblăm aici și avem o cameră. Oh my god, iar teleport. Hai de capul meu. Oh, ce asta? Așa, o cameră, iar într-o cameră. Avem castier, orhid, nu știu ce, și 3 diamante. Nu mă pune rău să craftez, că habar n-am. Oh my god, cum ajung înapoi? Hai de capul meu. Ce faci cu castierul? Nu înțeleg. Băi, nu mai restă un rupă ecran, oh my god. Ok. Ok, ce zice aici? Diamond, light blue, orchid, redstone și coal. Pff, să vezi acum. Oh my god, ok. Ce vrei să craftezi?
Redstone Hopper. Ok. Fuck. Să că poate fi pus pe clay. Ok. Ce să, ce să craftez acum? Un disc, cărbune și de-astea, și orhidee. Ce s-ar putea crafta? Bine, nu mă las să fac blocuri. Ok. Diamante nu mă las să fac. Oh my god, am belit-o. Bun, iar cred că trebuie să revin. Să văd ce trebuie craftat aici. Habar nu am ce se craftează din... What the fuck, ce se craftează dintr-un disc? Habar n-am. Poate o să vin acum șefii aia de la... Te știu ei să crafteze. Doamne, Slayer, eu știam să craftez. Mami m-a învățat. Eu stau toată ziua pe Minecraft. Minecraft. Ok, hai că revin și văd ce trebuie craftat. Sau mă gândesc, mai bine spus. Revin într-un moment. Bun, și am ajuns aici. Se pare că avem 3 diamond, cum se spune pe aici. Cu 3 diamond, după legea lui Rafael, se poate face un pickaxe. Da. Și am realizat eu. Hopperele astea au o putere. Dacă pui aici iteme mai multe, o să ducă conexiunea foarte mult. De exemplu, dacă am pus eu itemul acesta, s-a înroșit și duce conexiunea cam până aici. Vedeți? Foarte frumos. Avem 64 de charcoal și am realizat că trebuie să schimb acestea în culoare. Dați puțin să vedeți. Vedeți, mă las să schimb în culoare. Am făcut 64. Cu cât mai multe iteme din acestea de 64, cu atât hopperul va duce mai mult redstone-ul. Și mi-am dat eu seama foarte, foarte greu că am stat să mă gândesc, mă, câte, ce culoare îmi dă orhideea aceea, albastră, și cu câte culoare albastră să fac 64. 64, 64, 64 și un disc ăsta cred că e că un stack. Și avem aici un, încă avem 3, adică 2, avem 2 sticuri. Asta nu se stachează, văd. 2 sticuri și 3 diamond. Ce poți să faci cu 2 sticuri și 3 diamond după legea lui Rafael, care n-a știut să facă o lopată de gold? Scuze, Rafael. Un pickaxe. Hai să le punem pe toate. Pac, pac, pac. Vedeți? A ajuns conexiunea până aici. Și dacă le vom pune și discul și ăsta. Pac! S-a deschis. Cine e cel mai șmecher și cel mai deștept? X-Slayer. Și am terminat și mapa. Foarte ușor. Thanks for playing. Nu știu ce. Ne dă aici într-o încăpere. Foarte frumos. Click here to subscribe. Wow, foarte șmecher ești, băiatule. Bun, asta a fost mapa. Sper că v-a plăcut tacticile ingenioase de supraviețuire a lui X-Slayer. M-am încurcat puțin, dar n-aveam de unde să știu acolo și mi-am dat seama după. Jur că n-am văzut la nimeni, doar mi-am dat eu seama. Nu am mai văzut mapa asta la nimeni. Am văzut-o pe Planet Minecraft, unde mă uit eu zilnic și era o mapă aceasta. Am rămas și cu două chei, luați-le. Puteți să le păstrați. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai doriți puzzle map-uri de astea geniale. Eu am fost X-Slayer, baftă lume, pa!